Vă salut, dragilor! Astăzi este vineri și vreau să încep un nou vlog pentru că astăzi am mai multă activitate, pot să spun. Deși este aproape amiază, imediat trebuie să plece Alexia la fizioterapie cu Cosmin. A fost Cosmin la câteva cumpărături și a stat o grămadă ca să caut ulei. Deci nu prea să găsești ulei pe la magazin. Eu nu știu ce fac oamenii ăștia cu uleiul și nu înțeleg de ce se alarmează în halul ăsta să cumpiri ulei, făină, zahăr. Nu știu, s-a anunțat ceva, nu-mi pot da seama. Așa am făcut și cu COVID-ul acum 2 ani. Au cumpărat toată hârtia igienică de la magazin, tot așa, ulei, zahăr, cu baxurile. Nu mai aveți acum 2 ani. Vă faceți stocul din nou? Doamne, maică! Am crezut că rămân fără ulei. Am vrut să fac câteva sarmale și n-aveam ulei. Până la urmă o găsit la Lidl și o cumpărat 2 sticle. Eu nu-mi pot da seama de ce se alarmează oamenii în halul ăsta să cumpri ulei, zahăr, făină. De ce? Vine războiul? Păi dacă vine război, nu vă mai trebuie ulei, că nu stați, voi faceți mâncare și apare război. Nu cred că o să fie așa. Dar în fine, bine că am găsit măcar ca să fac de mâncare astăzi. O să vă arăt ce o cumpărat de la magazin. După aia mă duc să îmbrac pe Alexia să plece la fizioterapie. Și mă duc să fac un pic de curățenie pe balcon, pentru că trebuie neapărat. Și cam cu asta mă voi ocupa astăzi, să fac curățenie în dulapuri, trebuie să fac sarmale, mi-am propus astăzi, vedem cât o să reușesc să fac. O să încep din partea asta, am luat 2 verze pentru sarmale, sunt destul de micuțe astea, o să-mi ajungă. O legătură de pătrunjel, astea le-am luat de la turci. Pișcoturi, vreau să fac tiramisu, tot astăzi. 2 borcane de măsline, un borcan de măsline negre și un borcan de măsline roșii, le spun eu. Astea îmi plac mie foarte mult. Aici pentru sandvișuri, sau să le mai dau lui Alexia dimineața. 500 de grame de struguri roșii. Aici au luat niște nectarini, cred că se numesc astea. Foarte. Zahăr vanilat. Pastă de vanilie, am luat 4 pliculețe. Drojdie uscată. 500 de grame de căpșuni. Pentru Adelina o să le mănânce astăzi toate, cu siguranță. 2 cofraje de ouă. Afine. O cutiuță de frișcă lichidă. O pungă de făină de grâu. Pâine. 4 cutii de lapte. Ardei. 2 cutiuțe de smântână, banane, aici cartofi noi, 1 kg, am să-i fac la cuptor mai târziu, morcov 2 kg, mascarpone, 2 cutiuțe pentru tiramisu, aici am luat niște cărnați de porc de făcut la grătar, așa niște cârnați de porc, am să-i pun la cuptor cu cartofi mai târziu. Și acolo 800 de grame de carne bucată. Pastă de roșii. Ulei. Vedeta, deci dacă am ulei acum stau bine. 2 sticle de ulei. Un șampon pentru mine. Aseară am vrut să fac baie pe păr și n-aveam șampon. Și mi-am cumpărat un șampon așa de la L'Oreal. Aici am mai luat 2 sticle de lenor, o sticlă de cola, niște cârnați, vreau să fac o mâncăric de cartofi cu cârnați și de la turci o luat așa o, cum să spun la voi, de castraveți murați în oțet. Cred că sunt. Iar aici 2 pungi de cartofi. Și astea sunt toate cumpărăturile. I'm on a search to find it. I may insist, but I'll overcome. 'Cause I'm an
Pentru prânz am pregătit cartofi la cuptor cu morcov și cârnăciori. Am tăiat cartofi noi, am pus cartofi noi. I-am tăiat rondele, morcov la fel rondele. Am condimentat cu sare, piper, boia dulce și usturoi granulat. Apoi am tăiat cârnăciorul, tot așa bucățele micuțe, am pus pe deasupra, am băgat la cuptor și așa a ieșit. Unde văd ale? Fost la fizioterapie? Ai fost la fizioterapie? Cosmin s-a dus să fac testul, că trebuie să pleci la lucru și târziu. Nu mai urca sus, am coborât eu după ea. Ușor, nu te mai lasa! Hai să urcăm așa. Nu te mai duc în brață, urcă singurică. Adelina doarme. Hai. Așa, bravo. Bravo, dar ușor. O treaptă. Bravo. Bravo. Bravo, fata. Așa. Oh, dar tu vrei câte. Ușor, ușor, cum mă tem să nu te scap. Așa. Bravo, Alexia. Hai. Ușor. Azi nu fă la grădiniță, că e un pic răcită. Așa. Gata. Eu mă duc să mă apuc de făcut curat pe balcon. În sfârșit mi-am făcut curaj. De mult spun că fac curat pe balcon și n-am mai... Nu aveam curaj să mă apuc. Era... Stătea pe creier. Păi știam că trebuie să fac curat, dar nu mă puteam apuca. Nu știu, nu aveam curaj. Da. Vă dați seama, a fost iarnă, nu prea am folosit balconul, când aveam ceva, nu știu, de depozitat, puneam pe balcon și s-o strâns o grămadă de lucruri. Acum, cum a venit primăvara, trebuie să golesc balconul, să-l fac frumos, pentru că o să stăm mai mult pe balcon. Am început deja, am dus cumnatul meu în beci ce aveam de dus. Aveam două scaune care... O ruginit pentru că a plouat pe ele și o nins asta iarnă. Le-am dus în beci, un fotoliu, niște o găleată care a fost varță, tot așa, trebuia dus în beci, o dusă Cosmin. Eu trebuie să mă duc să strâng hainele. Mai am de dus ceva la gunoi, un sac cu gunoi și un coș de rupt care s-a rupt și l-am pus acolo pe balcon, dar trebuie să-l duc la gunoi. Să spăl pe jos, să șterg geamul, să iau paianjenii. Da. Și o să fac asta acum cât doarme Adelina. Pentru că altfel nu dă pace ea să-și ia pe balcon, să murdărești.
Acolo. Nu te mai apropia acolo, te bagi la stradă. A te caz. Te caz de uș. Mami, a te caz de pe care jos pe că caz. Să mă chici. Mă nu mă chici, bebe. Ei, bebe, unde e mea cu mama acolo? Gata, curățenia pe balcon. Am terminat. Am șters un pic și pe jos. Acolo așa e betonul ăla. E pătat, nu se duce. Aici la intrare am pus un linoleu. Șters și geamul. Oricum e mult mai bine față de cum era înainte. Eu am început să fac sarmalele. Deja am încălit ceapa, morcovul. Am pus bulion, orez. Acum trebuie să mai pun carne. Și... pătrunjel. Și scondimentez cu sare și piper. Nu știu unde filmez. După aia las un pic să răcească și le învelesc. Aici am făcut cafea pentru tiramisu. Am să fac un tiramisu. Am îndulcit-o. Acum o las să răcească. Aici am pișcoturile. Crema am pus-o în frigider până o să o folosesc. Ca să fie tare, să nu se înmoaie. Și tot învârt aici să răcească mai repede. Sarmalele le-am pus la fiert. Unde bătușeți? Stai, Ale. Când vine tati acasă, mergem. Okay. Așteptăm să vină tati acasă. Okay. După aia mergem afară, la plimbare. Da? Lasă papucii acolo, când vine tati, îi scoți, mergem, da? Ok. Trotineta pune-o la loc. Pune trotineta la loc. Hai. Așteptăm să vină tati.
Astăzi este duminică. Am editat și am filmat vineri, dar e foarte scurt. E de 15 minute videoclipul, așa că o să continui și astăzi. Astăzi nu prea fac mare lucru. Duminica noi, dacă e cald afară, ieșim pe afară cu fetele sau mergem la fotbal. Dacă e frig, stăm în casă. Astăzi e cald. După cum ați văzut, Adelina cu Cosmin a plecat la fotbal. Și trebuie să mă duc și eu imediat, dar o adormit Alexia. Și mă duc și eu cu ea pe jos, cu căruciorul. Sper să trezească repede, să nu doarmă mult. Că mi-a fost milă de ea să o trezesc. Am spus că hai să o las să doarmă cât doarme. Și când se trezește, o să mă duc cu căruciorul. Că nu-i departe, e aproape de casă. Mititica. A făcut o crizuță și a adormit. Eu sunt îmbrăcată, după cum vedeți, cu geaca, cu tot, dar mai aștept un pic. Și mergem și noi să ne plimbăm pe afară, e cald, e frumos. Am văzut că de mâine anunță ploi, vreme urâtă. Profităm de un pic de soare cât mai avem. Că săptămâna viitoare o să fie ploi. Ei, te-ai trezit? Te-ai trezit? Să fii cu minte, da? Să nu faci nebunii, că mergem afară să ne plimbăm. Alexia? Ale? Alexuța? Uite la mami. Da, ne-am pregătit. Și plecăm, mi-am luat ghiozdanul. L-am pus în spate. Aici, în ghiozdan, mi-am pus biberon, șervețele, că trebuie tot timpul când plec de acasă, nu pot să plec fără șervețele, fără apă. Sticluța lui Adelina cu apă. Aici e Alexuța, care mă așteaptă. Hai! Alexuța, ți-a venit părul în ochi? Ai codis lungi. Ia uitați cât e de frumos afară. La soare chiar foarte cald. La umbră e un pic rece, că bate vântul un pic, dar este cald. Alexia a făcut o criză în fața blocului. Ia, ține picior sus. Alexia s-a trezit, în casă nu a făcut nicio criză. Când a coborât jos și am pus-o... De fapt, n-am apucat să pun în cărucior. A făcut o criză în scara blocului. Am stat să-și revină și am plecat. Asta-i viața. Mă duc să văd ce face Adelina. Cred că face nebunele pe acolo. Cosmin joacă fotbal și ea. Dar să traversăm strada și vorbesc. Așa. Gata. Îi dusă și sormea Elena cu Maria și cu Antonia. Cred că se joacă cu ele. Are grijă sormea de ea. Altfel nu o lăsam, dacă nu era adus, ea nu o lăsam, pentru că Cosmin nu i-a rig deja. Nu cum se păra. El joacă fotbal și Adelina cine știe ce face. Da? Și vântul ăsta ne-o strica părul și mișul lui Alexia. Am ajuns și noi acasă de mult, cam pe la ora 2 am plecat de la teren, acum e 4 jumate. Dar a fost cineva la noi la o cafea și am mai stat de vorbă. Iar acum m-am apucat să fac ceva de mâncare. În 2 ore pleacă Cosmin la lucru și trebuie să mănânce. Și ce pot să fac duminica, repede, mai am mâncărică de cartofi de aseară făcută. Dar nu cred că o să mai mănânce. Am pus să prăjesc niște cartofi. Iar pe lângă cartofi am să prăjesc cârnații ăștia și am să mai fac și 2 ouă, ochiuri. Și asta o să mâncăm, ceva foarte rapid, după aia spăl vasele și gata pe ziua de astăzi. Adelina doarme.
O dormi singurică, era foarte obosită. Cât o alergat astăzi acolo la teren, s-a jucat, o obosit foarte tare. Și de mâine începe o nouă săptămână. Joi ziua mea de naștere, peste 4 zile. Am mai îmbătrânit cu un an, o să împlinesc 23 de ani. Glumesc că am îmbătrânit, sunt tânără. Și fix de ziua mea am programare la dentist să-mi scot 5 măsele. Dar nu o să mi le scot, mă operează. Am fost, am vorbit acolo și mi-am făcut programare la operație. Deci, de ziua mea nu o să pot mânca absolut nimic, nu o să pot să beau absolut nimic, o să mă doară. Asta e, dacă atunci mi-am făcut programare, atunci mă duc numai amân, că nu e bine. Nu am voie să mănânc de cu o seară înainte și nici să beau apă, absolut nimic. La ora 11:30 trebuie să fiu acolo să mă adoarmă, mă adoarme cu narcoză. Și îmi tai colingia, mă operează ca să mi le scoată. Și nu știu cum o să mănânc după aia, pentru că mi le scoate toate. Am una sus aici, două aici, una aici, una aici. Am în fiecare parte de scos. Și cred că o să mănânc doar supe, ca altceva. Nu știu dacă o să pot mânca câteva zile sau eu știu, nu știu. Vedem cum o să fie prima dată când îmi scot măsele. Și din prima la operație, dacă nu m-am dus din timp, vezi ce înseamnă? Cosmin tot mi-a spus de acum vreo 3-4 ani, hai la dentist, hai la dentist. Eu nu și nu și uite că am ajuns la operație. Mai bine mă duceam atunci, mi le scotea și gata. Era mai ușor, dar na. Dacă am fost încăpățânată, sufăr acum. A dormit aici? Și Alexia se joacă. Ai răsturnat toate jucăriile. Toate jucăriile le-ai răsturnat, frumusețea. Vezi că îl strici. Obja. Așa, hai. Hai la mami. Frumusețea mea, te iubește, mami, Ale. Ești o frumoasă. Și cred că mi-o leacă de foame, lui Ale. Ți-e foamică? N-ai pe unde să calci? Hai! Bravo! Bravo! Hai! Alexia merge din ce în ce mai bine. Trece pragurile. Înainte nu le trece, acum le trece. Și merge foarte bine. Ia uitați-o! Ia uitați-o! Stați să vedeți cum trece în bucătărie. Chiar foarte bine merge. Opa, ai călcat pe lângă. Bravo! Mai îmi faci mâncare? Acum pleacă singurică de pe pat. Se ridică de pe pat și pleacă în picioare, prin casă. Și o să meargă și mai bine și mai bine și o să se descurce singurică, o să iasă afară. Ultima lună, să spun așa, a evoluat foarte mult în mers. Foarte, foarte bine merge acum. Da! Faci mamă și papa acolo. Dragilor, vreau să închei filmulețul. Vreau să-l postez în seara asta, pentru că l-am editat. Doar trebuie să adaug și încheierea asta și gata. Pot să-l postez. Cosmin a plecat la lucru, lucrează de noapte. I-am pregătit lui Alexa pachetelul pentru grădiniță, mă duc să-i pregătesc haine. Și ne băgăm și noi în cameră. Să ne punem și noi la somn. Îmi doare mâna. Am vrut să vă spun că vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine până la final. Dacă nu v-ați abonat deja, vă rog să o faceți, pentru că vreau să ajung la 10.000 de abonați. Îmi mai trebuie 50 de abonați. Am 9.950. Și vă mulțumesc foarte mult la fiecare în parte, deși vizionări am mult mai multe, dar nu se abonează lumea, nu știu de ce.
am 14.000, 13, am și 20.000, dar de fiecare dată se uită cam 13-14.000 de oameni la un videoclip, dar nu se abonează. Așa că dacă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți. Erați mai mic. Vă rog să o faceți, pentru că pe voi nu vă costă absolut nimic, dar pentru mine înseamnă foarte mult când văd că se mai abonează lumea. Vă doresc o noapte liniștită, iar noi ne auzim cât de curând. V-am pupat!